și bine v-am găsit la un nou videoclip. În acest minunat videoclip o să vreau să reacționăm la un videoclip cu mașini. Nu știu dacă cineva a făcut asta în România sau în afară, n-am văzut. Deci haideți să trecem la un videoclip. Dacă vă place, nu uitați să dați un like, un share, subscribe și haideți să trecem. Prima mașină, cum vedem, este un Audi RS6, cred. Se aude foarte bine. Al doilea este un Mustang care nu am ce comenta despre el. Oricum, pun aici un pic pauză. Oricum știam că Mustangul mereu se aude bine și că arată foarte bine. Deci, haideți să trecem la următorul. Tot un Mustang cu o culoare foarte faină. În prima parte a acestei mașini vedem că face un burnout superb pentru că are Mustang totuși și mereu mi-au plăcut farurile când cum se văd în ceață, bine, când se văd, că văd că deja se vede numai un far. Și acum a dispărut amândouă. Cred că a plecat, că se aude din ce în ce mai încet, numai că noi nu vedem nimic. Au rămas niște urme foarte, foarte evidențiate pe asfalt de la mașini, pentru că cel mai probabil sunt mașini foarte puternice și toate au plecat cu demaraj. Următorul este un Audi foarte frumos și care se aude și bine, destul. Habar n-am ce mașină. Aba, da, e Lancia. E o mașină franțuzească. Să vedem ce poate. Arată bine. Se aude bine și pornește foarte lent. Îi tracțiune spate din câte se vede. Și această mașină care, habar n-am ce, nu îmi place și da. Ăsta pare a fi un Chevrolet. Acesta este un Mustang Shelby. Se aude bine. Tot un Mustang. Toate trei au fost Mustanguri. Acum urmează un Jeep cu o culoare foarte frumoasă. Cei care se aude ca drujba. Nu-i de bine pentru mine. Acest BMW electric sau habar n-am, nu se aude deloc. Aici avem o pauză să admirăm acest Porsche superb. Pam, pam, pam. Este un Porsche absolut superb. Avem spoiler frumos, tot ce trebuie și probabil se aude și pornește foarte, foarte fain. Un Nissan. Hai, Nissan. Habar n-am ce este mașina asta, dar... Dar se vede că e bună. Odată a încercat motorul să se audă bine. Și nu se mai aude deloc motorul, cel mai probabil e caput, rămâne în câmp, bravo boss. Nu mai are mașină, dar măcar are spoiler. Un Mitsubishi
cred. Acest tot un Mitsubishi alb. O culoare imaculată și nu-i murdar, prin surprindere mea. Acest vișiniu, foarte frumos. Un Nissan negru, imaculat. Mașini prea curate. Asta habar n-am ce îi. Asta e un Hyundai, normal. Nu mi se pare că s-au de cine zice gem. Un Nissan superb, absolut superb. Și care, habar n-am de ce, dar se aude mai bine decât celelalte. Probabil, upgrade la motor. Dacă o tura mai tare, cred că un kilometru mergea numai cu drifturi, dar nu contează, arată foarte bine. Și mi-aș lua una din asta, nu? Nu zic nu. Când o să mai cresc, normal. Habar n-am ce-i mașina asta. Ba da. Ba nu. Habar n-am ce-i. Acest om cu Volkswagen deja s-a simțit umilit și s-a dus să filmeze această mașină. Frumos. Se vede că nu mai are speranțe, dar poate obține ceva. Să vedem ce poate un Volkswagen. Mă, ce ai? Se aude foarte bine pentru un Volkswagen. Și ăsta. Îmi place că se aude toate trei diferit și fac așa o armonie de motor. Habar n-am ce este mașina aceasta. Ăsta este un Nissan, mai mult decât sigur este un Nissan. Dacă ar și porni, sunt curios. Un Mercedes. Tot așa cu demaraj din kilometru. Se aude foarte bine, chiar mai bine decât Nissanul. Acest Mercedes. Și pornește ca lumea. Și mașina asta n-am văzut-o în viața mea. Dar e 4x4 și se aude. Nu se aude, oribil se aude. Un RS3 frumos, un Audi albastru. Dacă ar tura un pic. Hai că dacă ai venit tu să concurezi împotriva la Nissanul cu M3-ul, hai că e bine, dacă e. Așa mă, să aud motorul ăla blănauă. Dar vedem. Da, nu-i rău. Nu-i rău dacă... Dacă n-ar mai scoate fum de parcă eu la focroțele. Asta, femeia asta se ilude din următoarea mașină. Ce avem noi aici? Habar n-am, Chevrolet. Patru tobe de eșafament ca la Lamborghini Huracan. Pară ăla era, sau Aventador, habar n-am. Dar, e bine să vedem și cum se aude. Momentan, ce naiba culoarii la... S-a bătut joc din Mercedes ăla. Ce naiba e culoarea aia? Au, nu s-a hotărât. Într-o parte a făcut albastru cu roșu, mov. Da, foarte ingenios. Da, și ăsta ce frumos merge, ca la Mars. La fara de
Cu ce ați venit, mă, voi la concurs de mare, da, de mașini? Uite, un Porsche frumos, cu spoiler, văd un Ferrari, un Lamborghini. Nu, măi, Ferrari, da, văd un Ferrari. De ce naiba nu se aude? Un Porsche 911. Frumos. Mama mia, acesta... Mamă, ce aud, e mâncață și... Mai frumos decât Ferrari-ul ăla. Acest Porsche drăguț, acest Audi foarte arătos. Mercedes, da. S-o găsi și ăsta să strici tot. Ce mașini frumos, mamă, dacă lua pe ăla... Îl găseam în pădure. Frumos, 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 în sfârșit se aude, se aude, se aude, frumos, frumos, Ferrari. Un Chevrolet, 4 tobe, un Chevrolet cu 4 tobe de eșafament, un Porsche, un Porsche frumos care nu se aude rău deloc. Un Mercedes. Îmi place forma tobelor și culoarea. La aspect nu pot zic că e foarte wow, dar... Dar se aude, se aude bine. Bine-s. Frumos, frumos, frumos. Îmi place această mașină, un CLS. Un BMW frumos. Ajunge CLS-ul din urmă. Sperăm că nu se pățească calușele. Un Chevrolet foarte, foarte frumos. Ce mașina asta? Habar n-am ce mașina asta. Am o spun M de numele, dar nu e Maserati. În orice caz nu e Maserati. Ăsta e Audi, frumos, RS5, 6, se aude blanau, Volkswagen, nu se aude rău, o mașină foarte josă, din moment ce nu se mai vede, un ursuleț, în sfârșit, un ursuleț, trebuia să fii și mașini vechi, în video ăsta. Un ursuleț. Bine. Un stați așa că am un lapsus. Un Alfa Romeo, așa. Nu e urât. Nu se aude foarte wow. Un Mustang. N-am mai văzut acest Mustang. Dar nu arată rău, ca orice Mustang arată bine. Un Mercedes drujban, la fel, drujba. Frumos, Audi, Audi frumos, frumos. Aici o să pune stop acestui videoclip, din păcate. O să vină și partea a doua, de ce poate să vină și partea a treia, de ce nu. Cum a fost Ștefan și ne vedem data viitoare. Pa, pa!